miracol, taină sau vraja munților. S-a vorbit mult despre Valea Comorilor sau despre peștera Tezaurului din inima de piatră a țării, munții Buceci. Despre Sfinxul ce ne veghează ca un uriaș misterios s-a scris mult, și la fel și despre vârful care l-a apus lasă pe vale o umbră asemănătoare unui chip de om și despre care regina Carmen Silva scria: un munte care se numește Omul. Este oare muntele atât de mic sau fost sau omul atât de mare de s-a numit muntele după dânsul? Ce a fost oare omul acela? Fosta el un erou mare care s-a bătut în bătălie? Fosta el un pusnic care trăia în locuri sălbatice? Fosta el un hoț mare al cărui nume nimeni nu îndrăznea să-l pronunțe? Fosta el un împărat de care se cutremurau împărățiile? Tronul lui Zamolxe, zeul timpului pentru daci, îi veghează de eternitate ca un altar al cerului. Pe toți locuitorii munților și ai împrejurimilor, până cât departe la Dunăre. Muntele Omul este vrăjit? Cum se explică energia misterioasă din jurul lui și ce legătură are aceasta cu comorile îngropate în tunelurile subterane din măruntaiele stâncoase? La capătul acestor tuneluri, capăt la care nimeni nu a ajuns vreodată, se află cu adevărat poarta de intrare într-o altă lume, cea eternă? Are vreo legătură aceasta cu poiana sfârșitului lumii? Parcursul inițiatic ce începe din peștera lui Decebal, numită și peștera Ialoviței, și care urcă spre muntele sfânt, este drumul spre locul unde se întâlnesc lumile? Cum se explică straniile vindecări cu apa sfântă sau apa vie, cea fără nicio bacterie, de lângă locul numit șapte izvoare, ori energia misterioasă, neexplicată încă de cercetătorii veniți din toate colțurile lumii? Oare taina Sfinxului să se ticovorî pe toate văile bucegilor pentru totdeauna? În toate articolele noastre de până acum am adus și vom aduce în continuare mărturii despre toate acestea, precum miracolul piramidei soarelui, secretul din peștera Ialomiței, centrul energetic, lumini misterioase, etc. Unele documentate științific, iar altele fiind doar povestiri ale locuitorilor, câteodată mai greu de crezut, fără suficiente probe științifice. Uneori, oameni simpli povestesc ce au văzut, fără să poată explica, iar alteori chiar se contrazic. Tot așa cum deseori dovezile științifice sunt unele întărite, iar altele infirmate de alte dovezi ulterioare, iar și mai adesea laboratoarele în care se fac cercetările nu sunt dotate cu echipamente capabile să măsoare sau să explice nivele de radioactivitate, proprietăți ale apei sau multe alte lucruri reale, incontestabil întâlnite în Bucegi, dar care, în lipsa explicațiilor complete, au fost numite minuni.
Chiar acum, echipa noastră este plecată într-o expediție de studiu însoțită de câțiva oameni de știință, dintre care îi amintim doar pe Dr. Liu Xing, cercetător din Zhuhai, provincia Guangdong din sudul Chinei, ale cărui studii sunt cunoscute în toată lumea academică. Vom reveni cu informații uluitoare de ultima oră, imediat după certificarea lor de către eminentul profesor. Articol scris de Iulia Toiu la 29 august 2013.